Iubiți frate și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta este în psalmul 119, un singur verset, psalmul 119, versetul 25. Sufletul meu se lipește de țărână, învie-mă conform cuvântului tău, Amen. Traducerea clasică, Cornilescu, spune, sufletul meu este lipide de țărână, înviorează-mă după făgăduința ta. Vreau să fac această specificare. Psalmul 119 folosește foarte mult expresia cuvântul tău, cuvântul tău, dar în ebraică sunt mai mulți temeni pentru cuvânt. Și uh, traducerea fidelă, din care eu am citit, spune învie-mă în loc de înviorează-mă, cum traduce Cornelescu, învie-mă conform cuvântului tău. Cornelescu traduce, înviorează-mă după făgăduințele tale. Cuvântul este prezentat și sub formă de făgăduință, de legământ, de orânduire, în psalmul 119, ce are cel puțin opt termeni diferiți care sunt uh, folosiți. Deci, uh, chemarea pe care o face psalmistul este la Dumnezeu să aibă sufletul înviorat potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Tot mai frecvent în ultima vreme, primesc mesaje și, și, întrebări avem la vocea creștinilor pe, în transmisiile pe care le facem vinerea dimineața despre depresie, despre această stare sufletească de dezamăgire, de decepție. Sunt oameni, bărbați și femei, tineri și tinere, tot mai des afectați de acest flagel. Și nu de multe ori, decepția, dezamăgirea, o stare avansată de melancolie, se spunea cu ani în urmă, decepția poate să ducă la hotărâri. Care să fie contrare cu Cuvântul lui Dumnezeu în raport cu viața creștină și cu mersul vieții creștine. Până acolo sunt unii care în depresie meditează la sinucidere. Și lucrul acesta este tot mai frecvent observat și în biserici. Și sigur este un semnal de alarmă pentru noi, din când în când, așa cum vom face și astăzi, să revenim prin cuvântul Domnului asupra acestui subiect ca să putem să venim în ajutorul fraților și a surorilor, a tinerilor și a tinerelor fie din biserica Emanuel, pentru că aici slujim, fie din biserica Mare, care ne urmărește pe internet și care învață din cuvântul Domnului împreună cu noi. O paranteză spre gloria Domnului, am ținut un serial intitulat Depresia sufletească și vindecarea ei, o puteți găsi pe site-ul bisericii, încă este acolo și și pentru dumneavoastră, cei de la internet, notați această informație: depresia sufletească și vindecarea ei. Informația pe care vreau să vă spun este aceasta că am ținut-o în România și în Biserica Emanuel, bineînțeles, dar au observat-o frații din Portland, Oregon, de la emisiunea Bunul Păstor sau Păstorul cel Bun grupul Messengers și mi-au cerut permisiunea să o preia și să o transmită la televiziune în România. Sigur că le-am dat permisiunea și cele șase lecțiuni speciale au fost transmise la televiziune, în un post de televiziune din România. Și efectul a fost uh, extraordinar. După mărturiile uh, celor de la postul de televiziune, uh, spuneau ce se întâmplă, domnule, ce, cum de ați abordat subiect de felul acesta, pentru că ne bombardează telefoanele, scrisorile, e mail uh, de fiecare dată. Când e următoarea lecție, repetați aceasta, uh, oamenii au probleme. Oamenii au necazuri. Și nu numai din România au fost abordați, au fost abordați de pe tot din, din comunitatea română care este în diaspora și care au urmărit lecțiunile acestea. Este un subiect dificil, nu este ușor de abordat și nu este uh, ușor să fii transparent și să spui sunt în depresie. Uh, pentru că sună ca o rușine. Cum? Copiii Domnului în depresie? Da. Copiii Domnului pot să fie în depresie, pentru că fiind mereu sub atacul celui rău, sub loviturile celui rău, trecând prin tot felul de experiențe, pot să aibă la un moment dat o cădere sufletească care să-i conducă spre o astfel de experiență. Nu trebuie să uităm pe profetul Ilie, nu este cel mai aspru, și cel mai plin de foc profet pe care îl cunoaștem în Vechiul Testament uh, are o victorie extraordinară, ucide prorocul lui Bală, îl înfruntă direct pe uh, Ahab. Uh, nu este un lucru simplu să mergi în fața împăratului, uh, tu îmbrăcat în, într-o costumație primitivă și uh, cu barba până uh, la brâu, uh, și să pari ca un barbar în fața curții regale și să-i spui lui Ahab, tu ne pe Israel. Și dacă nu te pocăiești, Dumnezeu se judecă cu tine. Nu este simplu să faci lucrul acesta. Și apoi n-a fost simplu să confrunte pe profeții lui Bal și după aceea să ia decizia și să îi omoare. Dar iată că după această experiență mare când îl întoarce pe Israel înapoi spre Dumnezeu, la muntele Carmel, lucru care se întâmplă este, des, este foarte des frecvent, și anume, oamenii, vă rog să notați lucrul acesta, oamenii pot avea căderi sufletești, depresii, experiențe negative, falimente chiar, fie în urma unei victorii mari, cum a fost Ilie, fie în urma unui faliment mare. Amândouă, din nefericire, au același efect asupra noastră. O biruință mare ne ia garda jos. Ne ia garda jos. Păi Ilie, nu s-a temut să-l înfrunte pe Ahab în față, să înfrunte toată curtea lui de slujitori, să înfrunte profesorul lui Bal, să-i omoare, să înfrunte pe Israel și să se spună până când vreți să-și căpătați de amândouă picioarele? Și vine un sol, unul singur sau doi câți o fi trimis Izabela, împărăteasa, să mă blastemezei cu toate asprimea lor spune Izabela. Dacă mâine, la ora aceasta, nu-ți voi face și eu ție cum ai făcut tu prorocilor mei, a lui Ba. Și care este efectul? Ilie încă este în savoarea biruinței de pe Carmel. Nu s-a așteptat că după astfel de biruință să primească o lovitură de la Izabela. Și o ia la fugă. Și fuge și se ascunde și vrea să moară. Mai bine e în viață. Mai bine e în viață. Apoi ne uităm în Noul Testament, este un caz care este în discuție, însă opinia mea este că pentru. Moment, Ioan, botezătorul, a avut o stare de depresie sufletească. Când, din închisoare, a trimis pe slujitorii lui, mergeți și întrebați-l, el este sau trebuie să așteptăm pe altul? De ce spun lucrul acesta? Pentru că uh, Ioan este rudenie cu Isus Hristos după Părinții Pământești. Au crescut împreună într-o perioadă de timp omenește, s-au jucat împreună, au mâncat împreună și acum cine se ridică într-o zi și spune despre vărul lui? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Cam am. Dar ne-am jucat în țărână amândoi. Ne-am jucat în nisip. Am stat la pescuit pe malul Iordanului. Și acum ai mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii? Este convins. Dar când vede că nu mai este din închisoare și când vede că mielul lui Dumnezeu nu intervine pentru el să facă o minune supranaturală și să-l izbăvească, Ioan are un moment de descumpănire, de îndoială. De depresie. Mergeți și întrebați. El sau m-am înșelat? Uh, și apoi, și apoi intrăm, cu aceasta vom intra în miezul mesajului de astăzi. Nu mergi mai departe decât la Isus Hristos. Decât la Isus Hristos. Este omul oamenilor. Omul suprem. Este omul plin de puterea lui Dumnezeu. Este omul Dumnezeu. Dar când se roagă în ghețimani, care sunt primele cuvinte pe care le spune? Sufletul meu este cuprins de ce? De o bucurie, de o întristare, de moarte. S-a prăbușit. Tată. Dacă e cu putință, ia de la mine paharul acesta. Sigur, cuvântul Domnului spune că Dumnezeu a trimis îngeri să-l învioreze, să-i vorbească despre misiunea pentru care el s-a născut și s-a întrupat, și lucrul acesta i-a ridicat sufletul înapoi, dar și pe cruce. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce mai părăsit. Sunt aceste stări de dezamăgire, de decepție, de depresie, de prăbușire sufletească. În dimineața aceasta, din pasajul pe care l-am citit versetul 25 în Psalmul 119, voi vorbi un mesaj pe care l-am intitulat din depresie în biruință. Din depresie în biruință. Și sigur, primul lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare este acesta. Cauzele depresiei. Ce îi face pe oameni să aibă căderi sufletești, prăbușiri sufletești, să se descurajeze, să nu mai aibă dispoziție de viață, să nu mai vrea să trăiască, să nu mai vrea să vorbească cu cineva. Să se izoleze, să evite chiar familia, să nu mai vrea să audă Cuvântul lui Dumnezeu sau să nu mai dorească să vină la casa lui Dumnezeu. Ce îi determină pe oameni? Există multe lucruri care îi determină, dar sigur că într-un mesaj nu le poți acoperi pe toate. Eu am să vă spun două lucruri care îi fac pe oameni să ajungă în starea aceasta. Și pentru aceasta voi citi un verset din numeri 21, versetul 4, numeri 21 cu 4. Din nou, traducerea Fidela, am să o citesc, uitați-vă dumneavoastră la cea a lui Cornilescu, însă Fidela folosește un limbaj mai actual, pentru că este o traducere actuală, din 2010. Și aici spune așa, și au călătorit de la muntele Hor, pe calea Mării Roșii, să ocolească țara Edomului, și ascultați acum traducerea Fidela, și sufletul poporului a fost mult descurajat din cauza drumului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum, traduce Cornilescu. Însă, actualizarea limbii din textul ebraic este acesta. Și, popor, și sufletul poporului, sufletul poporului a fost mult descurajat din cauza drumului. Ce vrea să spună versetul acesta pentru că este foarte uh, transparent și foarte revelatoriu. Noi vorbim care sunt cauzele depresiei. Ceea ce se întâmplă aici, în textul din număr 21 cu 4, când sufletul poporului s-a descurajat, sunt două lucruri mari care au descurajat, care au depresat. Colectivitatea, chiar. Primul, sunt falimentele. Muntele Hor, spuneau, au plecat de la Muntele Hor. Dar Muntele Hor pentru ei este Muntele falimentului. Dacă vă uitați în numărul 20, numai un capitol înainte de 21, veți vedea că acolo Domnul a vorbit lui Aron și a vorbit lui Moise care au cârtit, au murmurat împotriva lor și au zis: "Iarăși nu avem apă." Iar ne chinuiți cu sete aici în pustiul acesta și cu această mană proastă, hrană proastă. Și Domnul a spus, la amândoi le-a vorbit, pentru că Aron este mare preot, Moise este liderul și eclesiastic, ca și profet și politic, el conduce ca un prinț Israelul și este și un lider militar. Toate sunt în moise. Și Domnul le-a vorbit și a zis: Duceți-vă din nou în fața stâncii, care e înaintea voastră, și de data aceasta vorbiți stâncii să vă dea apă. S-au dus. Dar cum s-au dus? Nervoși. S-au dus agitați. S-au dus îndoielnici. Măcar că mai văzuse odată lucrul acesta. Și au vorbit cu reacție. Încăpățânaților! Vă va putea da Dumnezeu apă din stâncă? Da, sigur că ne poate, doar ne-a mai dat. <laughs> Și în loc să vorbească stâncii cum li s-a poruncit, au lovit stânca. De două ori încă. Profetic, stânca este Isus Hristos. El este stânca viacurilor. Profetic, stânca a trebuit lovit o singură dată. Și stânca a fost lovită pe Golgota și atunci s-a deschis fântâna, sângele care a curs și a curățat și curăță și astăzi întreaga omenire care vrea să-și aducă păcatul înaintea Domnului. A doua oară nu mai poate fi lovită stânca. Hristos al nostru a murit o singură dată și a înviat din morți. Este viu în vecii vecilor. A doua oară trebuie vorbit numai cu el, cu stânca. Ori lucrul acesta, faptul că n-au crezut pe Domnul în momentul acela de criză, vă rog să notați aceasta, pentru că mulți se întreabă, cum este rugăciunea aceasta voastră Tatăl nostru? Și ne întreabă uneori din biserică, când zice, sfințească-se numele tău, cum poți tu sfinți pe Domnul? Și Biblia ne învață, sfințiți pe Hristos ca Domn, ca Dumnezeu. Cum să-L sfințești când El este Sfânt? Al sfinții pe Dumnezeu, din partea noastră, însemnează, frați și surori, domnilor și domnilor, a asculta de Dumnezeu pe cuvântul Lui. A asculta de Dumnezeu pe cuvântul Lui și a crede că Dumnezeu nu vorbește să se afle în vorbă, ci Dumnezeu vorbește ca să binecuvânteze. Aron, să mergeți și vorbiți stâncii. Ei s-au dus și n-au vorbit stâncii. Și Dumnezeu a zis, pentru că nu m-ați sfințit în fața poporului, asta este răspunsul lui Dumnezeu, pentru că nu m-ați onorat în fața poporului, ca să mă credeți, vorbind stâncii, ce ați lovit-o, de aceea nu veți intra în Canaan. Nu veți intra în Canaan. Iar acum Israel Pornește din nou de la Muntele Hor, pornește din punctul falimentului. Pentru că tot acolo la Muntele Hor s-a mai întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat? A murit Aron. Acolo a murit Aron, a zis Domnul, ajunge. Ajunge. Și parcă este greu citeam și aseară, după ce am sosit din Arizona, uh, parcă este greu să, să, mă uit la cuvintele acestea. Domnul i-a zis lui Moise, „Ial pe Aron, fratele tău, și pe Eleazar, fiul lui Aron, urcați pe muntele Hor. Acolo dezbracă-l pe Aron de haina preoțească și pune-o pe Eliezer că Sharon va fi adăugat la poporul lui. L-a dezbrăcat și a murit. Ceea ce face ca poporul să fie în depresie este, în primul rând, falimentul în textul acesta. Și apoi când ne uităm la noi, când ne întrebăm, dar de ce am ajuns în starea aceasta, avem multe falimente. Avem multe falimente. Avem falimente morale, avem falimente în familie, avem falimente în relații de pretenie, avem falimente în slujire, falimente în business. Sunt multe. Cine n-a avut falimente în viață? Dacă are curajul să iese mâna în sus. Că atunci îi spunem și astăzi ai mai falimentat odată, că ai mințit. Nu. Adevărul este că toți avem falimentele noastre. Este așa sau nu este așa? Când îți dai seama că ai greșit, când îți dai seama că ai falimentat, lucrul acesta te descurajează. Lucrul acesta te deprimează. Lucrul acesta îi descurajează și pe cei de lângă tine. Și efectul este depresia. Efectul este depresia. Încă o dată citesc pasajul pentru că în traducerea aceasta nouă, deci este mai uh, evident cuvântul: Au călătorit de la Muntele Hor, din locul, de, din locul falimentului, pe calea Mării Roșii. Și apoi spune, să ocolească țara e Domului. Și rezultatul? Și sufletul poporului a fost mult descurajat din cauza drumului. Pune la inimă, pentru că probabil îți pui întrebare, oare de ce am ajuns în starea aceasta? Nu este în secretul vieții tale un faliment sau două, sau trei, care poate s-au repetat mereu și care la un moment dat te-au adus în starea aceasta să spui ce se întâmplă cu mine? M-a lepădat Dumnezeu, nu mă mai iartă Dumnezeu, nu mai pot lupta spiritual, nu mai pot înainta spiritual. Și dacă nu ai un răspuns imediat, efectul este depresie, falimentul. Al doilea lucru, a doua cauză pentru depresie, pe lângă faliment și falimentul personal, sunt oamenii din jur. În textul din numer 21 cu 4, când spune sufletul poporului s-a descurajat, o a doua cauză a fost Edomu, au trebuit să ocolească Edomu. Puteau să meargă în punctul de intrare în Canaan, pe un drum direct. Drumul direct era în vechime, așa zise, autostrada împărătească. Nu era autostradă, că nu aveam noțiune de autostradă, dar era uh, un drum pietruit pe care se circula și care ajuta comerțul între uh, Africa. Orientul Mijlociu și până în Orientul Îndepărtat. Și drumul acesta împărătesc, deci era numit împărătesc pentru că era un drum comercial foarte important, trecea prin Edom, prin mijlocul Edomului. Moise, ca și lider, s-a dus la Edom și a zis, suntem frați, suntem prieteni, dă nevoie să trecem prin țara ta. Suntem în drum spre Canaan, spre făgăduința lui Dumnezeu uită, vă sigur, va trebui să bem apă, va trebui să mâncăm. Tot ce bem, tot ce mâncăm, cumpărăm pe bani de la tine. Nu ne abatem să intrăm în cetățile tale și să facem vreun rău, vreo problemă poporului tău. Nu. Și e ce a zis? a, a, a. Pe aici nu pe aici nu. Și au trebuit să facă un drum mare, un ocoliș mare, ca să poată să ajungă în punctul de intrare în Canaan. Oamenii ne pot cauza stări depresive. Un bos care toată ziua vorbește negativ la adresa ta, care toată ziua nare are altceva decât cuvinte critice care niciodată nu vrea să vadă binele pe care l-ai făcut, calitatea muncii pe care o execuți, care nu vrea să vadă că și tu poți să fii promovat, nu numai cei care uh, stau și beau cafea în timpul serviciului și ies afară de câte ori vor ca să se să, să relaxeze. Și tu muncești cu tragere de inimă, lucrul acesta te descurajează la un moment dat. Apoi, în familie, un soț care este morocănos tot timpul, care nu are pentru soție un cuvânt de apreciere, un cuvânt de încurajare, un cuvânt de laudă de îmbărbătare. Este în final un soț care cauzează în soție stări depresive. O soție care toată ziua și cicălește soțul. Tu niciodată nu te descurci, tu niciodată nu vezi, tu niciodată nu faci bine, este acest niciodată, niciodată. Până la urmă, te descurajează când vezi că nu este nimic, nu se vede sau nu vrea să vadă nimic bun în tine ca soț un părinte care toată ziua își descurajează copilul. Mă, tu n să ajungi om niciodată, mă! Dacă murim noi, s-a terminat cu voi, cu biserica. Nu mai rămâne nimeni. Nici o grijă că biserica o zidește Domnul Iisus Hristos. Ați auzit? Domnul Iisus Hristos zidește biserica. El a spus, eu voi zide biserica mea. Și dacă eu nu sunt în stare sau tu nu ești în stare ca să crești copilul pentru societate și pentru Domnul, va avea Domnul grijă cum să se ocupe de, de el sau de ea. Dar dacă tot timpul îl bombardezi, nu ești bun de nimic, nu ești bun de școală, nu o să iasă meșter din tine, nu o să iasă profesor din tine, nu o să termini școala, nu o să ajungi nimic. Dacă nu rămâi cu noi și mănânci încă de la masa noastră, tu nu o să te descurci în viață. Și ce credeți că ajunge copilul acela? Exact ce l-ai făcut. Exact unde l-ai trimis. În zona falimentului. În zona descurajării. Deci, falimentele și oamenii ne pot duce la descurajări, la decepții, la dezamăgiri, la depresii. În textul pe care vi l-am prezentat, în dimineața aceasta, tocmai lucrul acesta este foarte evident. Al doilea, în al doilea rând, după ce am văzut cauzele depresiei, să vedem caracterul depresiei. Cum arată, de fapt, depresia? Cum se localizează? Unde? Uitați ce spune cuvântul în pasajul de bază pe care l-am citit. Sufletul meu se lipește de țărână. Când vorbim despre caracterul depresiei, vă invit să vedeți două lucruri din pasajul nostru. Primul, perimetrul în care se manifestă depresia. Unde se manifestă? În suflet. În partea emotivă. Că de aceea spune aici, sufletul meu se lipește de țărână. Dar când sufletul este afectat, să știți că se vede pe față se vede pe față. Pentru că ai fața tristă, ai fața posomorâtă, ai o privire pierdută, te uiți prin oameni. Nu te uiți la oameni, te uiți prin oameni. Și nu mai vezi nimic bun. Nu auzi nimic bun. Perimetrul de exersare și de manifestare a descurajării este în suflet. Noi suntem o ființă trinitară, trup, suflet și duh. Trupului îi aparțin simțurile, adică mijloacele de recepție a informației. Simțurile sunt ale trupului: auzul, văzul, mirosul, gustul și atingerea. Prin acestea primim informația din jur. Ele sunt caracteristicile unui trup viu. Acum, când această informație este primită de către trup, ai văzut, ai auzit, sau ai atins, sau ai gustat, sau ai mirosit, când această informație este primită de către trup, informația este mai de, trimisă mai departe spre analiză și este trimisă Sufletului. Sufletului. Și Sufletul are aceste compartimente: sentimente, voință și rațiune. Când Sufletul a primit informația, raționează. Hmm, sună bun, sună rău. Partea emotivă zice, acceptă că sună rea. Și te-a influențat emotiv. Și partea volitivă, voința, zice, așa este. Și omul se înduplecă în Sufletul lui să ia o hotărâre care să îl defavorizeze în cazul de față. Să-l defavorizeze. Și atunci Sufletul trimite și el informația mai departe la Duh. Dacă Duhul este bine ancorat în Duhul Sfânt, Duhul spune Sufletului: Și de mor boii din grajd, eu tot în Domnul mă voi bucura. Dar dacă Duhul este. Prăbușit de prea multă întristare, și Duhul va zice: S-ar putea să ai dreptate. Și te lasă să faci o decizie cu sufletul. Și decizia este că te prăbușești, că nu mai vezi bine, că nu mai vezi prieteni în cei de lângă tine, că nu mai vezi prieteni pe Dumnezeu. Degeaba mă rog că nu mă ascultă, nu mă mai duc la biserică. <coughs> Nu mai cânt, nu mă mai duc la cor, nu mă mai duc la rugăciune, nu mă mai duc nicăieri. Ați avut reacțiile acestea, nu? De multe ori. Perimetrul este sufletul și puterea, deci când vorbim de caracterul depresiei, pe lângă perimetrul de acționare în suflet, în partea lăuntrică a omului, iar puterea depresiei este că unde te duce? Sufletul meu este lipit de ce? De cer? De țărână. De țărână. Ajungi să pui perdele întunecate la geamul din dormitor ca să nu intre lumina, blochezi ușa să nu intre nimeni la tine, închizi telefonul să nu te sună nimeni, ești lipit de țărână. Ești aproape de groapă. Este putere în această stare sufletească negativă a depresiei. Este putere. Sufletul meu este lipit de țărână. Dar ce facem? Rămânem acolo? Există vreo posibilitate de ieșire din impas? Deci al treilea cura pentru depresie. Am văzut cauza, falimentele și oamenii. Am văzut caracterul, este perimetrul în care lucrează sufletul și puterea te lipește țărână și acum cura pentru depresie. Deci al treilea lucru, cura pentru depresie. Cura pentru depresie, din nou, vă prezint în două uh, aspecte, din două direcții. Uitați-vă ce frumos traduce aici uh, Fidela. Sufletul meu este se lipește de țărână. învie conform cuvântului tău. Frații și surori, doamnelor și domnilor, greu de înțeles, greu de înțeles, dar adevărat, prima formă de ieșire din impas, din depresie, din amărăciune, din dezamăgire, prima, este cuvântul lui Dumnezeu. N-ați auzit deloc. Este cuvântul lui Dumnezeu. Glorii. Și sufletul meu e lipit de țărână. Cum mă ridici de acolo? Și înviorează-mă conform cuvântului tău. În cuvântul Domnului este Putere care vorbește părții tale sau mele întunecate de depresie. În Cuvântul Domnului este rezerva aceea de speranță pe care Dumnezeu o aduce în starea ta de dezamăgire. În Cuvântul lui Dumnezeu este puterea pe care cel rău nu poate să o înfrunte pentru că el este mincinos. Și mincinos fiind, cuvântul Domnului este adevărul, nu poate să stea în fața adevărului și ți îți spune în depresie, nu mai poți fi iertat, nu mai poți fi vindecat, nu te mai ridici de aici, nu mai fi un om în viață, familia nu mai dă doi bani pe tine, nu o să, să se uite biserica la tine, nu o să se uite bosul la tine, nu o să se uite nimeni la tine, asta spune el că e mincinos. Cuvântul Domnului spune, Iisus a murit pentru tine. În Isus este viață. El a înviat din morți și El a spus așa, dacă eu trăiesc, și voi veți trăi. Este speranță pentru tine. Este ridicare pentru tine. Este binecuvântare pentru tine. Pentru că este putere în cuvântul lui Dumnezeu. În anul 2007, doi frați de origine, cred că mexicană, spaniolă cel puțin, dar mexican, lucrau în New York la spălat uh, geamurile pentru clădirile înalte. Erau foarte buni în privința aceasta și într-o dimineață de februarie, s-au dus la o clădire din aceasta, un zgârie nord din New York, au montat schela pe care stăteau ei și au început de la etajul 47 să șteargă geamurile de pâcla ceea care se depune pe geamuri de fum, de umiditate și așa cum praf și toate lucrurile care întunecă geamul. Și spre surpriza martorilor ocular care erau pe stradă, s-a prăbușit schela, țin minte știrea și acum, s-a prăbușit schela și au căzut amândoi. Unul dintre ei a murit instantaneu. De la etajul 47 să lovești cimentul de jos. Al doilea dintre frați Spre surpriza tuturor, n-a murit la căderea aceasta. N-a căzut pe cartone, n-a căzut pe uh, o cămilă, n-a căzut pe mașină, n-a căzut pe uh, suport uh, cu arcuri, a căzut pe ciment. Sigur, l-au dus la spital. Pentru că încă era viață în el, era inconștient, și după o lună de zile și-a revenit din starea de inconștiență, a început să se miște, a început să vorbească, dar în perioada aceasta de timp un doctor, temător de domnul, vorbea totdeauna cu el când mergea la el și spunea, tu ești o minune dacă asta nu poate să fie numită minune atunci nu există minuni te iubește Dumnezeu și el a auzit cuvintele acestea chiar dacă era în starea aceea de comatoză a auzit le-a pus la inimă și mărturisește că în lăuntrul lui S-a luptat să creadă acest cuvânt, că e iubit de Dumnezeu și că este o minune. După o lună de zile, i-au dat drumul din spital și doctorul care s-a ocupat de el a spus, va trece timp scurt și minunea va fi că tu vei umbla din nou. Asta este puterea lui Dumnezeu și a Cuvântului lui Dumnezeu înviorează viorează sufletul, dăm iarăși viață că lipi de țărână, dar fă-o după cuvântul tău. Citiți cuvântul în cursul săptămânii, puneți-l în inimă, pentru că veți intra în criză și vă veți aduce aminte, ieri am citit versetul acesta. Și în versetul acela o să vă dea viață, o să vă ridice. Pe lângă cuvântul Domnului este calea Lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos. Poporul lui Israel s-a descurajat, dar în final a fost bucuros, pentru că chiar dacă au trebuit să o colească, în final unde au ajuns? Tot în Canaan au ajuns. Tot în țara promisă au ajuns. Frate și doamnelor și domnilor, noi avem... Uh, noi avem o cale mult mai sigură. Calea noastră nu-i pustiu, calea noastră este Isus Hristos. El este adevărul, El este viața. Dacă ne-a promis că ne ridică, ne ridică. Dacă ne-a promis că ne vindecă, ne vindecă. Dacă ne-a promis că ne dă liniște și pace, ne dă liniște și pace. Dacă ne-a promis că este lumină, nu trebuie să ne uh, întunecăm geamurile și să închidem mușile. trebuie să ne deschidem ochii spre Dumnezeu. Și El ne scoate din depresie, ne ridică din țărână și, în loc să mai fie Sufletul lipit de pământ, de disperare, lipește Sufletul de Dumnezeu, de viață. Amin? Domnul va face aceasta cu tine. De aceea, Cuvântul este pentru tine pentru ca tu să intri din nou în bucuria vieții și a părtășiei cu Domnul și mă rog ca Domnul să ți-o dea astăzi, acum. Amin. Ne ridicăm în picioare. Tu îți cunoști starea, îți știi frământările sufletești, știi lăuntru tău unde ți se găsește sufletul, știi pacea, abundența ei sau lipsa ei, știi felul în care privești pe cei de lângă tine sau familia sau biserica, nu uita să te uiți la Domnul în dimineața aceasta sau în ziua aceasta, pentru că Domnul este Cel ce poate să-ți redea pacea, să-ți redea încrederea, în puterea ta, în tine și în izbândă, pentru că tu ești o minune a Lui Dumnezeu. Domnul te iubește. Și fiindcă te iubește Domnul, va lupta pentru situația ta. Haideți să ne rugăm Domnului și pune în rugăciune starea ta în mâna lui Hristos, Domnul vieții.